Salutare tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit la un episod din Minecraft la noi cer și nu uitați să lăsați un like, fraților, toată lumea să lase un like pentru snicuți. Și astăzi, da, suntem aici la spawner, la ferma noastră, aveam level 6 și uitați-vă cât level fac. Ca să puteți, dacă puteți vedea cineva, zicea că nu i-s făcut bine, am mai văzut comuri. Frate, spawnerul ăsta e cel mai bine făcut, adică uite o leacă și încă mai vin nivele. Uite-te o leacă cât e, mă rog, am zis eu că vreau să-mi pun ceva enchanturi, respiration pe cască, bla bla bla, sau să facem și am eu ceva de gând, dacă tot facem. Bă, fraților, astăzi facem un vlog, un episod cu Rita. Știți cine este Rita? Rita este această bandană. Așa am numit-o, bandana mea. Băi, Snic, dar de ce porți bandană? Băi, frate, sincer, port bandană pentru că îmi place. Nu știu, am găsit eu oarecum că asta... Că bandana... Oh, shit, nu-mi zici... No way, n-am de la bun. Bandana asta, nu știu, simt eu că a început să mă reprezinte, știi? Și o port în diferite locuri, m-am trebuit să mai fac unde să... Dar uite-o leacă, frate, cât string am, uite, asta pot să-l iau, săgețile... Uli și încă mai în cap, deci mai în cap. Mă rog, am o grămadă de chestii, holy shit. Și pur și simplu am început să port bandana asta, văd că asta nu merge, că-s prost. Uite, mai văd pe aici multe, lol. Și am început să port destul de mult timp. Uite, aveam Envili cu mine, sunt dobitoc. Lol. Hai să-l pun aici. Consider că, bine, unii au mai râs, știi, de bandana asta. În schimb, eu nu văd sensul în a râde gen de asta. Nu știu dacă e, nu știu, părerea mea ce vreau să fac. Bă, să nu se pun respiration, dar sigur mai merge. Ok, și cost 9, bun. Și mi-am făcut armură full. Sunt full protection 4, deci e bine, o să plecăm acasă. În schimb, ăștia o să-i las undeva pe aici. Stai așa, no. No, uite, să-i pun pe ăștia, pă, nu, ăsta nu. O să mai pun bonul ăsta, ăsta și bun, hai acasă. Bă, fraților, bă, hai să vă explic. De fapt, dacă tot am terminat cu bandana, hai să, nu știu, să vă spun gen ce am făcut eu. Frate, la noi în Bacău a fost, dacă să mai deviez un pic subiectul, ok. La noi în Bacău a fost un fel de festival, s-a numit Festival Luminii. Probabil și la voi în orașe că s-au mai întâmplat chestia asta, mă rog, că s-au mai întâmplat lucruri de genul. Am fost acolo, am plecat de pe la vreo 5-6 și m-am întors acum la 11 și ceva și filmez, mă rog, e 12. Mi-am zis, bă, stai, eu n-am episod pentru dimineață, și ce se întâmplă? Dar de ce? Mamă, dar cât de bine poate să arate ce am făcut eu pe aici, bă, chiar mă uimesc uneori, deci mie chiar îmi place ce am făcut eu pe seria asta. Chiar e foarte fain. Aștept să mai fac ce am făcut pe The Syndicate, un turn de la fain, dar durează cam mult. Am făcut și fântână, văd că ce mai pot să fac. Mă rog, o să găsesc eu ceva de făcut. Nu e bai, trebuie să-mi pun Feather Falling 4. N-am eu Feather Falling 4 pe papuci? N-am, frate, Feather Falling 4 pe papuci. Mă rog, holy shit, ce bine, dar nu știu de ce, parcă arată mai bine de data pe aici de când am astea, în fine. Și am fost și eu, a fost foarte fain că gen acolo e multă lume, a fost cred că tot Bacău, frate, deci tot Bacău a fost la faza asta. Era atât de multă lume și era, e fain, știi, să vezi că tot Bacău vine pentru un festival de ăsta, pur și simplu, sau, bine, n-am făcut un vlog, scuze, în schimb tot Bacău a venit, ne-am bucurat de chestiile alea cu lumină, bla bla. Ce? Îți arată fac. Bă, cum aș putea să-l închid eu pe pigmentul ăsta aici? Salut, bro. How are you doing? Ok, fine. Stai că vreau să-l închid. Fuck, mai păsești? Nu mai poți, nu? Ok, bun. L-am închis pe băiat. Și da, bă, a fost foarte fain că gen erau luminile stinse și ori venit și s-au făcut chestii de alea gen cartonașe de astea cu candele în ele și chestii de genul și nu știu, mi s-a părut drăguț, am fost, ne-am plimbat, ori fost o grămadă de chestii, au fost șmecher și chiar merită să, chiar o meritat, nu știu, am fost, ne-am plimbat foarte mulți oameni, oricum, chestii de genul, am fost și cu bandana și lumea chiar n-a mai zis nimic de data asta. De bandana mea. Oricum, mie mi se pare drăguț.
Ok, mi se pare drăguță bandana mea. Ar trebui să mai lucrez pe aici pe jos, dar atâta mi de lene. Așa că nu știu, cred că o să fac ceva altceva. Orice altceva. Ce aș mai putea să fac eu, frate? Hai să fac chestiile. De ce am două forfece la mine? Mă rog, ar trebui să fac chestiile astea basic, adică ar trebui să încep să... Uite că tot am făcut poarta asta. Aici aș putea să fac altceva. Hai să încep să fac și aici o poartă. Hai să văd dacă am lemn. Mă rog, un fel de poartă. Vorba vine. Trebuie să-mi iau și să mai modelez eu chestiile pe aici. Bă, trebuie să dorm neapărat. Trebuie să dorm. Nu știu dacă armura se strică, mamă, cât fieram și aici e puțin. Ok, hai să te pun și pe tine. Aici nu. Uite, aveam asta, pac, pac. Pac, pac. Bă, văd că nu prea mai am foarte mult lemn. Hai să iau, uite, așa, două stack-uri de lemn. O să iau un crafting. O să nu o să izi să iau de asta. O să izi să nu iau. O să iau și de ăsta, văd că am. Ce mai am? Ok, să mai am dirt, două stack-uri, pentru că mă poate ajuta. Și o să mai iau de asta. De aici e ceva. Nu e nimic. Ok, hai să dormim perfect, că și așa mă dis. Aoleu, trebuie să-l omor. Păcat, păcat. Dar ce sparge așa greu? Are doar xil, taci, mă. Voiam să-l combin de ala, mamă, ce prost. De ce aștept să-l combin? Il taci. Ok, bun. Ok, mă rog. Nu știam pe asta. Asta. Trecem. Hai să arunc și eu chestiile astea. Bun, bă, oricum avem o lume faină. Bă, abia aștept să-mi iau și eu calculatorul în vară. O să-l iau gen mai încolo, gen după ce... Mă rog, oricum o să apară un anunț că cu calculatorul ăsta pentru cine vrea că o să-l vând, mă rog. Astea nu sunt chestii de discutat acum. Bun. Și o să încep gen... Deja am un model în minte care se face pe 4 de astea. Aici având mai mult drum, o să încep gen de pe aici. Una, două. Și gen o să urc cu astea până aici. Mă rog, gen până sus să fac un drum. Copăcel, pa, pare rău. Pa, te-am dus. De așa, fac, pa, get the fuck out of here. Bun, holy shit, mamă, uneori îmi dropează rău. Da, bă, și, mă rog, cum am fost noi la asta, ne-am gândit să mai mergem și pe la un, nu, bă, trebuia să o fac aici. Mă rog, ne-am gândit să mai mergem și pe la un club, un local de ăsta, gen un pub care se numește Business, dar nu mai aveam nici bani și era și târziu și azi, și mâine și școală și mă rog, adică azi când vedeți voi clipul, mă rog, fucking shit. Bun, tot pe partea asta, uite, ca să fie gen, nu, dar după aia e prea lung, uite aici, uite așa. Și nu știu cum vreau să arate exact chestia asta. În schimb, tu o să te dai un pic de aici. Mersi mult. Pac și pac. Bun. Iar acum, cum aș putea eu să o gândesc pe asta? Da, bun. Am reintrodus seria sneaker-ul ăla pentru cei care nu știau de asta. În schimb, na. Vă invit să o urmăriți dacă tot. Bun, aș putea aici. Am luat un crafting, am luat pentru că sunt băiat deștept. Ok, chit că mai aveam unul în apropiere. Da, un give a shit. Ok, și că tot am frunzele astea, pot să le mai pun pe aici. Am 24 de că am. Dar vreau să arăt un pic mai bine. Bă, dar nu se strică, nu? Adică sper să nu, totuși. În fine. Nu. Aici aș vrea să vină gen, uite așa, dar asta pot să-l scot, că nu are nevoie. Shit, și aici. Ia să iau, mă, că am siltaci, mă, n-are băiatul siltaci degeaba, mă. Și hai să scot două blocuri de aici, ca să le pun aici să-mi dau seama cum ar veni. Bun, ar veni așa. Și eu cum vreau să fac. Gen, uite așa, atunci hai să scot și pe asta. Știu că-s gârci la lemn, dar chiar mi-e lene să nu, chiar mi-ar fi, nu știu, mai simt super nașpa să nu-mi ajungă pentru construcția asta. Ok, bun, și aici punem așa. Mamă, ce ciudat arată. Dă-te, mă, de aici, mă. Și... Ok. Bă, nu. Bun. Aici ne oprim. Nu. Ne oprim. În schimb, aici o să pun de asta, că nu se vede. Pac.
Ba da, se vede. Mă rog, și o să-l pun genunchi așa. Pac. Du-te mă acolo, mă. Uite așa. Mă rog, nu se observă ei un pic. Sau putem să-l pun așa, gen. Și să fac cum am făcut aici, la asta. Du-te mă. E o dilemă mare. A, da, aș putea, da, mă. Da, mă, bă, ca. Prost. Bun. Și uite aici, urc de asta, ca să nu mai am probleme, gen de porcării. Am avut aici. Și uite, aici, după treaba asta, o să pun un. Așa, ai, mă, tati. Ai, ai. Și arată acum bine. Și dacă nu mă înșel, pot să pun chestii de astea pe. Da. V-am zis, Nicuț, un designer. Un designer genial. Sunt designer genial, bă. Hai să. Nu. Știu că sunt un pic mai stângaș, dar faza e că nici n-am patul făcut. Și nu știu dacă m-am văzut la facecam. Și nu știu, trebuie să stau mai drept și e seară și e târziu și. Na, oricum, asta e. Ne permitem aferențială, mâncămere corecte pe barul să ne alu. Aolo, pe ce am făcut? Uite așa. Iar acum, pac, pac, bă, nu o să mint. În schimb, aici ar fi fost mai fain dacă aș fi făcut gen, uite așa. Ceva de genul? Sau? Nu știu, gen, uite așa, stai așa, să mă gândesc. Pac. Pac, pac. Bă, da, uneori mouse-ul ăsta chiar a început să se strice, vorbesc foarte serios. Bun, pac. Iar acum. Pac. Sau să-l fac gen. Nu, dar voiam gen. Și aici, uite așa. Sau invers. Uite așa. Am zis fucking invers. Uite. Nu știu, n-ar fi neapărat rău, dar. Bă, știi ceva? Nu, 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 lasă așa. Lasă cum era la început. Ce-mi. Poate pe mine imaginația acum la ora asta. Nu-mi trebuie mie, mă. Nu-mi trebuie mie. Și. Uite, dacă tot ar trebui să fac și deasupra gen și am o lopată, n-am o lopată, trebuie să-mi înceantez și o lopată. A, de asta spărgeam eu greu, mă. Aveam siltaci un aga. Mi se pare că spărgeam gen mai greu. Mă rog, nu-i bani. Ok. Și o să vină. Da, o să vină așa. Pac, pac și după, mă rog. E după, mă rog, e chestia asta. Mă rog, v-ați prins voi. Oricum, bă, fraților, bă, vă mulțumesc că mi-ați urmărit episodul. Știu că v-ați mai plictisitor. Asta e, vă pup, vă țug, vă fac orice. Știu, o să termin eu, bla bla bla. Deci, data viitoare, vă pup pe ceafă, pa, bă!